mergem la Ramona, care astăzi este într-o formă de nici nu știi cum să o iei. Ori e profesor suplinitor, ori a venit să-ți ia ca bonă copilul pentru activitățile de weekend. Nici nu știu de unde să o iau, Ramona. Bună dimineața din nou tuturor! Mai bine vorbim despre vreme astăzi, mai ales în capitală, unde se va înnora treptat, iar în cea de-a doua parte a zilei vor crește șansele de ploaie. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade. Sâmbătă, chiar dacă vor mai fi norări temporare, dar probabilitatea de ploaie va fi redusă, la prânz termometrele vor indica undeva la 22 de grade. Duminică cerul va fi variabil și de asemenea vom înregistra o maximă de 22 de grade. Pe litoral, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile vor urca până la 14 grade în Vama Veche, 15 la Costinești și Neptun și 16 grade la Mamaia. La munte însă, cerul va fi mai mult acoperit și va ploua slab. Vântul va avea intensificări, iar maximele termice nu vor depăși 1 grad în Ceahlău, 3 grade la Păltiniș, 7 grade în Sinaia și 9 grade la Predeal. Așadar, se anunță un weekend cu temperaturi ceva mai crescute, dar țineți minte că nu scăpăm de precipitații. Cam atât momentan, băieți! Mulțumim tare mult, Ramona!